Seara, bun găsit la Fotbal Show. Începe weekendul, încep meciurile din Superliga României. Au început deja, practic, pentru că avem un șef și cu FCU Craiova aflat în ultimele sale secunde. 1-0 pentru șef și Gorondon, minutul 89. Așteptăm reacții, vedem ce s-a întâmplat la acest meci și ne pregătim de un UTA CFR Cluj. Se joacă într-o oră cu un stadion plin. Acolo vorbim și despre, sigur, despre scandalul săptămânii. Astăzi, cost de un kilometru la vânzarea biletelor pentru FCSB Dinamo, după ce s-a hotărât ca meciul să se joace pe Arcul de Triumf, un stadion mult prea mic, pare, pentru un derby așa mare. Și vedem și transferurile, momentul, niște transferuri senzaționale, aș spune, pentru nivelul fotbalului nostru. Vedem despre ce e vorba. Ionuț Rada, Ionuț Sabău, până seara. 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 O să așteptăm finalul meciului și vin și reacțiile. Până atunci să vedem ce s-a întâmplat în acest meci. Victor Orban prezent la meci. O fi de bine? De... Tot mai prezent. Tot mai prezent. Da. Lucru bun, de ce nu? Adică să nu ne gândim tot timpul la lucruri necurate, să spunem așa. Și pur și simplu e bine că... Bine că se interesează de Sepsi pentru investițiile pentru care echipă... au fost făcute aici. Exact. Investițiile care au fost făcute, e normal să... Și cred că... Sepsi până acum a livrat, să spunem așa, adică a câștigat trofee, este în play-off, iată, a început bine. Da, e un proiect reușit. Până acum, da. Adică lumea vine la stadion, deja am văzut că etapă de etapă stadionul este aproape plin, ceea ce înseamnă că plus baza de lângă, plus investițiile care sunt acolo, deci e normal să se intereseze și clar s-a legat o legătură între conducerea de aici și... Victor Orban. Am văzut, s-a bucurat și la gol. Sepsi, echipa care va lua cupa. Vă mai gândiți la meciul ăla? Da. Încă e așa vie, sau viu acel joc. Eu ne-am fi dorit foarte mult. Era o oportunitate, mai ales că ne-am arătat bine ca joc. Și nu te întâlnești des cu astfel de situații. Da, am fost mai bun și... Era o oportunitate superbă, adică pentru tot ce a însemnat acest campionat, să câștigăm și cupa. Da. Dar de apreciat ceea ce se întâmplă cu această echipă, investițiile, mă uitam cum arată gazonul impecabil, da, cred că organizarea, cel mai bun gazon, tot ce înseamnă în jurul stadionului, terenuri de antrenament, pentru un oraș așa mic... Și într-un an de zile să ai 4 trofee câștigate, înseamnă foarte mult. Și prezența lui Victor Orban la meci, cred că îți dă putere, nu? Ca și o garanție că lucrurile vor continua în felul acesta. Există preocupare, interes, nu sunt făcute doar acele investiții, dar că este prezența lui, emană așa o oarecare încredere și stabilitate. Cei care va juca săptămâna viitoare în Conference League, ca și CFR, ca și FCSB. S-a încheiat meciul 1-0 pentru echipa din Sfântul Gheorghe, Dică, un debut nefericit. Cum vedeți numirea lui Dică la Craiova și ceea ce are el de făcut la această echipă, obiectivele ce se impun? El trebuie să facă, până la urmă, o echipă. Are jucători buni, cred eu, luați individual, arată bine, dar părerea mea că nu sunt ca o echipă. Ei, când au jucat ca o echipă, una, două atingeri foarte repede, au jucat pentru echipă și nu pentru ei, Craiova a arătat foarte bine. Am văzut și astăzi anumite gesturi de nemulțumire, greșeli, dat din mână, de ce nu mi-ai dat-o, de ce nu alergi, așa mai departe. Se vede urât așa din afară. Jucători care cred eu că sunt destul de bine plătiți, au condiții foarte bune, eu cred că ar trebui să pună mai mult suflet pentru... ce înseamnă această echipă și se gândească de fapt la echipă și să creeze acel grup de care ai nevoie să... pentru că ei ca și luați așa individual sunt jucători foarte buni, au calități foarte bune. Dar prea vedete așa între vedete ghilimele, vedete și mai mult pentru ei, ei vor să iasă în evidență, așa cum era cred că și FCSB în urmă cu 2-3 ani de zile în care toți își doreau să joace bine, să fie vânduți, să fie văzuți de impresari, de anumite cluburi importante. Atunci poate și ei erau încurajați să joace pentru ei până la urmă. Da, știți ori trofee nu le câștigi dacă nu ești echipa. Știți care e elementul de legătură?
un patron care știrbește personalitatea antrenorului și la FCSB și la Craiova. Da. Poate fi și asta o explicație. Da, e un minus. Acum, adică nu are o situație, două înfrângeri, nu? Da, bine, la prima n-a fost el. Nu, zic, pentru echipă în momentul de față. Da. Sigur, lucrurile nu merg bine și atunci... Dar e de vreme, destul de... Eu de vreme să vorbim de criză și așa mai departe. Încă e. Dacă e să analizezi direct așa cum s-a întâmplat la meciul ăsta, e clar că, iată, Dică, ne aducem aminte și la FCSB, avea problema asta la faze fixe. Și mă uit la faza fixă pe care... Da, să vedem golul prima dată. Din care s-a marcat. Golul. A făcut o apărare în zonă. Acum, nu știu dacă este apărarea pe care echipa o lucrase sau a schimbat la meciul ăsta, pentru că meciul trecut este o apărare în zonă, iar la apărare în zonă aici lucrurile trebuie să funcționeze tot unitar. Adică în momentul în care tu joci în zonă, practic, linia din spate sau jucătorii din spate, tu trebuie să atace mingea. Ei au stat pe loc. Ăia din față au atacat, au făcut un pas în față, iar ăștia trei din spate au rămas pe loc. De asta spun că la momentul în care tu faci fază de apărare în zonă, nu mixtă, ăsta este riscul. Mm. Ca unul, doi să doarmă, între ghilimele, unul, doi să nu facă mișcarea în față și automat primește gol. Referitor la venirea lui, e o provocare, dacă este să mă întreb pe mine, mai mare decât la Mioveni. Cu o situație, să spunem, mai grea din punct de vedere al clasamentului. Nu avea nimic de pierdut. Ok, nu avea nimic, dar aici, cumva, așteptările sunt și mai mari. Da. Jucători cu mai mare personalitate. Știm foarte bine că el a avut deja niște probleme la FCSB cu jucătorii cu personalitate. Da. Să vedem dacă Dica a învățat din experiența FCSB și va reuși să gestioneze vestiarul. Mm. Am niște imagini, colegi. Și execuția lui Rondon, până la urmă. Trebuie evidențiată. Până la urmă, și atacantul impecabil. Adică ce bine acolo a simțit momentul, spațiul. A lovit-o cât trebuie, unde trebuie. Deci, un jucător pe care eu îl apreciez foarte mult, îl admir. Mă părea că doar vârsta el... lui, când intră, cu ce entuziasm și cu ce plăcere de a juca fotbal până la urmă. 36, 37. Deja... Un jucător care în România poate să joace, Vlad, liniștit până la 39, adică încă 2-3 ani, fără probleme, la cum arată și pare felul un super cum se trăirile pe care le are, starea lui, emoțiile, plăcerea, entuziasmul care îl are în urma unor realizări personale, a echipei până la urmă. Da. Și nu întâmplător este ținut acolo. Da, adică că e un jucător de echipă. Și se face plăcut, cumva, prin felul lui de a fi. Aici probabil explică lui Dică cum trebuia să țină marcajul. Dar nu lui Dică explică, uite, explică... Ba da, lui Dică, vorbește cu Dică. Zic că explică colaboratorilor de pe acolo. Și acum, tot cu Dică vorbește. Da, vorbim. Da, okay. Cu Dică vorbește. Hai să luăm o primă reacție și apoi vedem ce nu se vede pe un stadion normal. Salut, Robert. Din păcate... Gol la ultimele faze pentru voi. Ai fost la un pas să fii cel mai bun jucător de pe teren, dar golul ăsta a schimbat puțin datele problemei. Bună seara. Din păcate e dureros pentru că am suferit în 10 oameni până s-a echilibrat balanța și este greu, mai ales am rămas cu gustul ăla amar. Când primești gol pe final de meci este foarte dureros, mai ales ca portar. Sunt și frustrat pentru că la fiecare fază fixă vorbesc cu fundașii mei și le zic să fie focusat, să fie concentrat 100%, pentru că dacă ați văzut și în fotbalul mondial, acum detaliile astea fac diferența, o fază fixă, un penalty, o greșeală de marcaj. Noi așa am văzut, cu o fază fixă, dar tu așa ai simțit? O fază fixă a făcut diferența în seara asta? Da. Adică, nu, per total, am avut în prima repriză 15 minute în care am făcut ceva, am avut două faze importante, Pepe Bauza, acea bară în prima repriză, după aia când a venit cartonașul roșu, automat sistemul nostru s-a schimbat și a trebuit să suferim și să așteptăm o greșeală sau un contraatac, să fim o echipă reactivă. Cum este începutul ăsta de campionat? Ai revenit între buturi? Aveți un nou antrenor?
toate zvârnirile astea care au fost pe la voi, pe la echipă, din nou, nu puteți să aveți și voi un început de campionat normal și liniștit. Cum vă simțiți voi? Ne simțim bine. Până la urmă, suntem și puțin frustrați datorită lipsei de rezultate, ne lipsește puțin încrederea, zice eu, dar suntem ok. Ați început, abia au trecut două etape, ați avut două etape grele, dar totuși sunt așteptări mari anul acesta de la voi, cum au fost și anul trecut, ați fost la un pas să intrați în play-off, anul ăsta se vorbește de play-off la Craiova. Absolut, mai ales am prins întotdeauna când e primele două etape avem cele mai top echipe și anul trecut am avut cu Farul și cu CFR Cluj. Anul ăsta cu FCSB-ul și acum cu Sepsi, echipe de play-off, echipe puternice. Da, ne-a lipsit și puțină, să zicem, șansă așa. Dacă intra la Pepe acolo în loc de bară să fie gol, poate se schimba jocul. Tu ești bine? Te simți bine? Da, eu mă simt bine, adică, nu știu. Nu asta să-mi ziceți. Eu am apărat bine. Se făcut poate mai mult anul acesta? Pentru din partea mea sau din partea echipei? Din partea echipei. Cum să nu? Absolut. Întotdeauna e loc de mai bine. Anul trecut am terminat pe locul 7, acum este accederea în play-off și să facem rezultate cât mai bune. Ok, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, cu siguranță nu și-a dorit așa să înceapă Adrian Mitelu, două înfrângeri, o echipă care vrea totuși play-off-ul. Spuneam că o să vedem niște imagini pe care nu le vedem în mod normal. Așa e, fotbalul românesc e cu totul diferit față de ce se întâmplă. Hai să vedem imaginea acelea cu targa. Sunt incredibile. Și te imagini așa de notele lui Banciu. Ce se întâmplă aici? Accidentat Rodriguez, faza care se primește și cartonaș roșu, și încearcă să îl pună pe targă și să-l ducă cu salvarea. Doar că nu intră... S-a pus frâna. Nu intră targa în salvare, domnule. Nu se poate nici cu... Și până la urmă se duce jucătorul pe piciorul lui, ce să facă, cum poate. Dar o fază s-a de blocat. Genul ăsta, și uitați-vă acolo, și Bălaș a mers să vadă el care treaba. Am văzut că-ți prins mâinile Bălașul. Mai bine o dăm jos, dai pace. Lăsați așa, fără targă, e mai bine așa. Dragi, na, ce se întâmplă? Nu? Asta e faza etapei. Cred că doar la noi se întâmplă astfel de lucruri. Acum, sigur, noi râdem că nu e o situație de viață și de moarte. Gândiți-vă... Bine că nu a fost ceva... Da, foarte bine ai punctat. Așa este. Se poate întâmpla. Nu poți să fii... Dacă era o urgență de groază... Atât de nepregătit. Da. Nu se îndoaie piciorul ăla la targă. Da. Sau probabil că nu. Va să fi blocat, sau pare. Eu cred că au pus-o invers. Picioarele se îndoiau, dar în partea cealaltă. Dacă cred că trebuia intrat invers cu targa. Dar sunt niște imagini. Na. Comedie pură. Fără să regizez nimic. Pur și simplu se întâmplă, iată, lucrurile astea la noi. Cred că ar trebui totuși să se facă niște pregătiri cu targa aia și înainte de meci, nu? Ionuț. Da, normal. Că nu o punem aia clasică. Dacă nu, exact. Nu ne mai complicăm cu roți, cu... Da, bine, până la urmă nu s-a întâmplat, bine că nu s-a întâmplat nimic grav, asta e. Sigur, a fost dus la spital și probabil are o rană la picior. Le ascultăm pe Rondon și apoi vedem cum s-au dat roșiile. Felicitări, Mario, îți priește să stai pe bancă, ai făcut exact ce faci un atacant, ai intrat, ai dat golul victoriei, 3 puncte la voi. Da, important e spirit, să intră cu noroc, noi. Și noi atacante trebuie să stai să ajute echipa. Asta a fost tot timpul când a fost la Gaș Mitan, la CFR, tot timpul trebuie cine stai pe bancă să ajute echipa. Concurență mare în atac la Sepsi acolo. Da, cred că atacante trebuie de concurență tot jucător, să stai să pregătești toată săptămâna, să stai pregătit să intri să ajute echipa. Acum cu Dembeliu, cu San Franco, cred că tot echipa vrei atacante așa de bun ca noi. Trei meciuri bune pentru voi, un trofeu, 0-0 în Giulești, ați început astăzi, va fi un an mai bun pentru voi? Da, cred că
tot e jucător, trebuie să se liniști pentru următor meci. Se face mai mult ca anul trecut, face mai mult punct, mai mult golul. Eu personal vrei mai mult, are 3-7, eu vrei să fie mai bun anul ăsta. Urmează și un meci în cupele europene, la Sofia, greu? Da, a fost ai 3 ani în urmă, a fost acolo cu CFR, ai dat gol, a castigat acolo, atmosfera dificil și cred că trebuie să fie mai agresiv, mai puternic la duel. Și cred că scoate un bun rezultat acolo și se joacă calificarea aici. Ok, mulțumesc, Mari. Mulțumesc. Da, l-am ascultat pe Rondon, vine săptămâna cu meciuri europene, parcă ne temem de aceste meciuri, după ce am văzut Sheriff cu farul. Luăm pauză, ne întoarcem, vedem cum s-au dat cartonașele roșii și discutăm despre transferurile verii din Superliga României, două super mutări care se anunță în zilele următoare și vedem niște imagini care n-ar trebui să le vedem. Ne-am întors după acest meci Șepșii cu FCU Craiova. S-au dat două cartonașe roșii. Haideți să vedem faulturile care au dus la acordarea acestor cartonașe. Aici a părut că e o contră la minge, dar după ce am văzut că a fost dus cu salvarea Rodriguez. El intre cu piciorul drept să protejeze. Îl simte pe adversar. Deci aici îl vede că vine. Aici nu se vede bine, dar îl vede și pune piciorul deasupra. Știi? Aici. Aici. Da. E de roșu aici. Te-ai dus deasupra aici. Un foarfecă cumva piciorul, da. El vine, caută mingea, alunecare, iar tu te duci direct cu piciorul clar. Ionuț. Da, roșu. De roșu. Într-adevăr, nu cred că el s-a dus, dar normal, tu vezi că vine prin alunecare, că deja da. Coada ochiului, vezi că el deja este jos. Atunci nu te mai duci să mai protejezi mingea, că și a provocat o rană. Deci a fost o rană vizibilă. Și pui piciorul jos, nu pui deasupra. Dacă vrei să protejezi mingea, că așa faci. Da. Jucător, pui piciorul și atunci, sigur, riscă el cartonaș roșu. Rondon aici. Nu Rondon, Rodriguez. Rodriguez, da. Centarul Rodriguez. Aici cartonașul roșu primit de acest... Vrei să te duci deasupra, n-ai. Mateus. Aici se cauză acolo cu piciorul. Dar era pe bancă. Era pe bancă, când îi explica lui Dică, nu? În moment, înainte ce? Să iasă de pe teren, da, explica momentul când se dădea un grijir. Da, când se dădea un grijir, da, explica. Da, da, da. Aici, Matei, ce greșește aici? Se duce deasupra, pe gleznă, efectiv, pe gleznă. Deasupra gleznei, care, sigur, fiind în fandare aici, destul de greu să ai forță, intensitate, adică să-i faci rău. Dar, până la urmă, te-ai dus sus deasupra gleznei, cu talpa, e roșu și aici. Da, periculos. Dar vezi că e în fandare și nu poate să aibă intensitate, nu poate să... Da, 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 da. Aibă greutatea, știi, când te duci din inerție, te duci tare, atunci putea să-l accidenteze rău. Dar nici el nu, cred că a simțit acest lucru, Matei, și a retras piciorul. Nu s-a dus cu intensitate. Roșii acordate corect. Dică a venit la interviu. Asta, Mister, din păcate, debut cu stângul pentru tine. Dar bănuiesc că e frustrant când pierzi în ultimele minute și din fază fix. Bună seara. Într-adevăr, așa este. Când pierzi în minutul 89 și într-o fază fixă, nu este ok. Treia să fim concentrați la acea fază fixă, să câștigăm duelul, dar am greșit și am primit acel gol. În prima repriză a fost o partidă echilibrată, unde ne-am creat și noi ocazii de a marca și ei. Am fost organizați bine defensiv, ofensiv am reușit să punem probleme, să ne creăm ocazii. Apoi a venit acel cartonaș roșu, unde am început repriza a doua în 10 oameni, dar și așa ne-am organizat bine, nu și-au creat foarte multe ocazii de a marca cei de la secții și am închis bine jocul defensiv. Ofensiv n-am putut să punem probleme în 10 contra 11, apoi când am devenit 10 contra 10, am avut și noi ocaziile noastre prin CDB, două ocazii, din păcate nu am reușit să marcăm, dar voiam mai mult
curaj după ce am devenit 10 contra 10 să mergem puțin mai sus, să încercăm să punem și noi probleme adversarului mai multe, să avem o posesie mai bună, dar probabil era pe un fond de oboseală unde jucasem 30 ceva de minute cu un om în minus. Dar așa ca și atitudine a fost ok, m-am mulțumit această atitudine. Important este să vedem ce facem în continuare. Robert Popa destul de supărat că ia-i gol din fază fixă, a spus că a vorbit cu colegii lui, că na, el a făcut tot ce a putut, dar când... Numai atunci când iei gol din 6 metri, în minutul 89 dintr-o fază fixă, asta spuneam mai devreme, că trebuie să fii concentrat la fazele fixe, pentru că sunt foarte multe jocuri care se decid dintr-o fază fixă, cum s-a întâmplat și în seara aceasta. Cum ai văzut de pe bancă momentul ăla ciudat cu ambulanța, cu... Da, nu știu, nu am văzut acum faza respectivă, dar știu că a dat faul pentru noi și apoi am văzut că am primit cartonaș roșu. Nu știu dacă a fost de roșu sau nu. Asta nu se întreb. Crezi că... Voi cred că ar trebui să știți mai bine ca mine, că ați văzut și reluări și dacă a fost de roșu sau nu. Nu am, nici n-am vorbit cu cineva să întreb, l-a atins puțin, l-a zgrea puțin, nu? Da, l-a zgrea puțin și dacă zgrie puțin să dă roșu, am înțeles. Mulțumit de atitudine și de... Mulțumit sunt când avem rezultate pozitive, dar sunt mulțumit de atitudinea băieților. Ceea ce am pregătit defensiv, am făcut, în multe momente am făcut-o bine. Ofensiv, cum am spus mai devreme, am încercat, când am jucat 11 contra 11, să avem o posesie bună, să punem probleme adversarului, am făcut acest lucru, dar am pierdut jocul. Important este să vedem ce facem de acum încolo, pentru că ne așteaptă o partidă foarte dificilă acasă cu Cluj și trebuie să reușim să strângem rândurile și să obținem victoria. Un început dificil de campionat pentru Craiova și sunt pretenții mari anul acesta. Dacă anul trecut au terminat pe 7, anul ăsta se vrea mai mult. În fiecare an sunt pretenții la Craiova, știți și voi foarte bine. Domnul Mițelu a investit foarte mulți bani, avem condiții foarte bune și trebuie să obținem rezultate pozitive. Nică asta o să fie lotul sau mai poate să veni modificări și la plecări și la veniri? Vom vedea, mai este de perioada de transfer, dacă vor pleca jucători, știu, să vedem dacă se va vinde un jucător. Noi trei nu mai putem să aducem pentru că nu mai avem loc pe listă. Vom vedea. Ok, mulțumesc. Cu plăcere. Dică nu are situație ușoară aici pentru că are presiune. E foarte important pentru Dică să reușească acum. Pentru că a avut eșecul la FCSB, a avut eșecul la Ioveni. Bine. Da, din nou, retrogradat, asta e. Din nou își alege momentele și echipele, spun eu, hai să-mi zic prost, dar dacă vrei să începi un proiect, ori începi pregătirea și te duci, să spunem așa, cu certul jucătorii sau organizezi, ai timp, ai un pic de timp să organizezi, te duci la Mioveni la jumătate, când deja situația era foarte grea, te duci aici, la fel, după două etape, fără pregătire făcută de tine, fără, cu două înfrângeri, la, și tu pregătești următorul meci cu o mare presiune. Ei, adică... Se duce și el când are oferte, ar spune eu. Păi nu, dar asta spun. El s-ar fi dus, probabil, clar, de la început, dar nu l-a chemat nimeni. Să zic că și-a ales, iar la fel, două momente în care... Nu și-a ales, l-au ales alții. Păi a fost alegerea lui, până la urmă, dacă să meargă sau nu. Adică el și-a dat, da, ok. De câte ori te întâlnești cu astfel de posibilitate? Adică nu ești, păi da, un, da, antrenor de, multe ori, de nu știu, super succes care ești căutat de 10 echipe, exact, și le refuzi. El și aștepți, analizezi situația, nu mă duc. Îți vine posibilitatea asta, te duci. Ce să faci? Început de campionat, o singură etapă. Adevărat că n-ai făcut tu pregătirea, ok, au făcut nu ceilalți. E ideal, ai dreptate, Ionuț. Nu, nu asta zic că clar va, fi, va trebui să demonstreze, dar acum iar la fel, pentru că tu începi cu o echipă pe care nu o cunoști. Ok, tu ai văzut din exterior, dar până când o pui tu, să spunem așa, pe roate, poate mai faci încă două, trei înfrângeri, oare te mai ține? Conducerea că spune, bă, n-a făcut șocul pe care, știu, ni-l doream sau n-a reușit într-un timp atât de scurt. Și un alt moment pentru el, pentru cariera lui. De asta spun că și-a ales, poate să iasă și să fie ok sau... Să vedem, da. Da, să vedem care va fi... Sunt antrenori care vor să fie în circuit. Exact, îi vedem, exact. Da, și acceptăm când acceptă, vine ofertă, discut și preia echipa. Alții care să gândesc mai mult, analizează mai atent fiecare detaliu. E momentul, nu-i momentul. Da. Are nevoie să antreneze, încă nu are nevoie să antreneze. De altă parte și Cristiano Bergodi,
A venit, da, a preluat, și el a venit cu etapă cu, da, o săptămână înainte de încercare. A venit și a preluat pe o echipă, dar să zicem că el are experiență. Uh-huh. El are niște ani buni pe banca tehnică și știe oarecum mediul și cred că are un avantaj. În ce condiții a venit Bergo? De ce presiune și asta, discuțiile care au fost, da, totuși a reușit. Da. Care l-am văzut-o cu, cum să spun eu, prea lent jucată mingea, foarte multe atingeri, fiecare încerca 4-5 atingeri, jucat mai mult lateral, când s-a pierdut mingea destul de greu, așa, n-a recuperat mingea. Ei sunt o echipă, îi cunosc foarte bine, cheamă, și știu că m-au pus în dificultate, pentru că jucau foarte repede, o singură atingere, una, două atingeri, foarte repede. Astăzi am văzut o echipă care controla mingea, o țineau foarte mult, nu surprindeau prin acele mingi rapide în care adversarul nu are timp să se organizeze. Da. Iar Sepp și-a arătat ca o echipă, echipă foarte agresivă, echipă foarte dinamică, foarte repede jucau, foarte periculoși la fazele fixe. O altă stare de spirit, un alt entuziasm în cei de la Sepp și am văzut astăzi. Da. Haideți să ne îndreptăm puțin atenția și spre meciul ce se joacă mâine. Mâine avem un derby, FCSB Dinamo, după 538 de zile se joacă acest meci. Un derby care, în loc să nască emulație, entuziasm, dorință de a vedea spectacol, sigur, naște un imens scandal. Ce puțin deocamdată legat de, știți de ce, de stadion. Se va juca până la urmă pe Arcul de Triumf. Haideți să vedem ce a fost astăzi la casele de bilete, incredibil. Cu noaptea în cap să prindă bilete la derby. Venit din Canada și am venit special să văd Steaua, poate ca pe vremea lui Ceaușescu la Ulei și la Zahăr. Aveți două bilete asigurate de la mine, da? Nu mai stați la coadă. Îi mulțumim foarte mult șeful galeriei, îl știu. L-am și căutat, am vrut să-l contactez, să fie bine, să ajungem. Ai lacrimi în ochi? Puțin. Vor veni oamenii și în afara stadionului și atmosfera va fi aceeași, doar să câștigăm. Cu două ore înainte de deschiderea caselor, coada era interminabilă. La pușcărie, Sitalpa și Michir! La pușcărie! La pușcărie! Liderul galeriei, Mustață, a dirijat operațiunea. 3-4 oameni acolo. 3-4 aici. Ai două buletine, iei două bilete. Asta este regula clubului. Dacă eu merg cu tata și am mers cu mamaie sau biletele. Mamaie pe buletinul mamaie. Așa, fie bine! Doar 7.000 de suporteri va avea FCSB la derby pe Arcul de Triumf. Nu poți să-ți bagi joc de oameni în halul ăsta. Oamenii ăștia au fost izgoniți din Ghecea. Nu noi. Am avut o filmare de la 9 dimineața de aici și am pus-o pe grupul jucătorilor. Și probabil că mâine se va vedea reacția. Total anormal. A ajuns să joace acest derby pe un stadion de 8.000 de locuri. Clar, neîncăpător. Vinzi în ultima zi bilete, ați văzut ce cozi. E ilogic. De joc îl joci cu 40, 50 de mii de... 30 de mii, cât are Ghencea, până la urmă. 30? Da, că mă gândeam la... Național Arena. Da, s-au pus atât de multe piedici să nu se joace acest meci pe Ghencea. Cred că suntem singura țară din lume, nu? Care nu lăsăm ca meciurile să se joace pe stadioane. Avem stadioane cochete... Noi, multe dintre ele, încăpătoare și totuși, da, se joacă pe un stadion foarte, foarte mic. Ajung oamenii să stea în stradă la 40 de grade să-și ia bilet. Ne dorim suporteri în tribune, iar atunci când sunt astfel de jocuri, efectiv nu ai stadion unde să joci. Ori sunt spectacole, nu poți să joci, nu știu ce se întâmplă. Da, sunt concerte pe Arena Națională, ok. Dar sunt și alte stadioane. Este Ghencea care va sta gol mâine, pentru că nu s-au înțeles niște oameni, ceva incredibil. Și tot unic, cred, în lume, se implică primul ministru, dar o să vedem după o scurtă pauză ce a spus. Foarte ciudat e fotbalul românesc, ne dăm seama din când în când, ne dăm seama și la acest derby, FCSB Dinamo, care se joacă mâine pe Arcul de Triumf, aproape 8.000 de spectatori, ori fi nici chiar 8.000. Era o vreme când nu aveam stadioane, nu aveam unde să jucăm meciuri, ne plângeam de gazoane, acum avem și le ținem închise, e ceva uluitor.
Da, e trist că porgolile, ambițiile unor oameni, pentru că, exact, până la urmă despre asta este vorba. Exact. Nu sunt nici de bani, nici de legi, nici de reguli. Ambițiile... Culmea, refuză niște bani oamenii ăia. Da, vina e cumva împărțită, pentru că până la urmă fiecare își pune niște ambiții, niște orgolii pe care le au. E clar că toate acele lucruri în plus pe care le-au cerut a fost pe mai pentru că au această discuție de ani de zile sau aceste certuri. Dar așa cum am spus, cred că lucrurile s-ar fi putut rezolva cu, să spunem așa, și din partea celor de la FCSB. Cu diplomație, așa? Cu diplomație. Bine. Cu mult mai multă diplomație. Ducem lipsă de diplomație. S-ar fi rezolvat odată cazul CSA-FCSB plus și această situație. Dar, bineînțeles, fiind atât de încordată situația asta, tot timpul se găsește ceva, adică ca în orice situație, e ca atunci când te oprește mașina, poliția, îți găsește un bec, ceva care să te amendeze, așa, da, și acum. Tot vreo, da. Prim-ministrul țării se sesizează la ce s-a întâmplat. Nu poate niciun stadion Steaua. Trebuie să înțelegem foarte bine. Bazele sportive sunt ale statului român. Bazele sportive sunt pentru sport. Nu trebuie să ne implicăm, nu trebuie să ținem cont de alte lucruri și să nu lăsăm anumiți sportivi să joace pe aceste baze care sunt ale statului român. Cum și eu, în acest moment, vremelnic sunt prim-ministru și aceste baze se dau în administrare anumitor instituții. Instituțiile respective trebuie să se ridice la nivelul așteptării sportivilor. Înțeleg foarte bine că se pot face și concerte pe stadioane, dar atunci când nu există competiții, atunci când nu există solicitări de la sportivi, atunci când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiții. Regulile foarte severe. De exemplu, am fost la Madrid și am vizitat viitorul stadion, actualul, dar modernizat, împreună cu Sorin Grindeanu și cu constructorii. N-am ajuns la acela, la acel nivel, în care sunt 27 de etaje în pământ, se ridică teren pentru fiecare sport în parte, că-i tenis, că-i fotbal, că-i basket. Noi avem niște stadioane care trebuie să le punem la dispoziția sportivilor în funcție de performanța sportivilor, creând o prioritate. Eu nu vreau să intru în nicio polemică, lucru iarăși, nu poți să te exprimi la televizor pe o bază a statului român sau pe o echipă care este plătită de către un minister. Cred că trebuie să avem bun simț cu toți și să intrăm într-o logică care să ducă la performanță în sport, nu la discuții între conducători. Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie echipa FCSB sau alte echipe să joace sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu. Stadioanele sunt pentru sportivi. Nu ai dreptul să iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion. Și-a depășit domnul Talpan atribuții. Nu cunosc detalii, de aceea am crezut că este oportun să meargă corpul de control al primului ministru ca să vă pot răspunde aplicat la întrebările. Și-a depășit domnul Talpan atribuțiile? Nu sunt în măsură în acest moment să spun cine. Cred că am fost suficient de clar. Domnul Covaliu, Ana Lipă, se pot mândri cu medaliile pe care le-au la gât. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și să te implici, să strici lucruri din ambiții personale, vă anunț că nu voi permite, nu domnului Talpan, nimănui, cât timp sunt prim-ministru, să fac acest lucru. Oamenii de sport au dreptul să vorbească. Fenomenal la ce nivel s-a ajuns o dispută pentru un stadion.
Ne facem, mi se pare că ne facem cu atât de râs cu aceste decizii. N-ai păcat, care... Vlad, pentru că... N-au nicio legătură cu logica, da. Până acum spuneam păcat tot timpul... Păcat că nu se joacă meciul pe un stadion. Da, un spectacol adevărat. Un spectacol adevărat și mai ales când vorbim de un derby, mm-hmm, iată, la reîntoarcerea Dinamo, să nu se bucure toți și cei din, de acasă și cei care vor merge la stadion pentru astfel de lucruri. Și adică... s-a ajuns să vinzi bilete în preziua meciului. În condițiile în care mă uitam pentru meciul lui, de debut al lui Messi, se vând de o lună bilete. Noi vindem cu o zi înainte, stau oamenii aia. Deci, e ceva, parcă nu la e... cel mai important anul joc care trăim, da, al campionatului. Exact. E unul cele mai importante jocuri. Da, asta aici e. Și Liga ar fi trebuit să intervină și să, într-adevăr, să găsească o soluție mult mai bună pentru... pentru FCSB, pentru știu, Dinamo, că ok, Burca a spus că îi găsim într-un moment, dar până la urmă, tu ce-ți dorești de la fotbalul din Liga 1? Să-l dezvolți, cum? Prin intermediul suporterilor, să creezi emulație, nu să-l faci cât mai ascuns un astfel de meci important, adică dacă se putea juca și în spatele blocului, să scăpăm o dată de meciul ăsta, adică nu așa. El, da. Ne dorim noi să scoatem la lumină fotbalul românesc. Hai că începe meciul imediat, UTA CFR se joacă și o să vedem transferurile CFR-ului. Se anunță mutări foarte tari pentru fotbalul românesc, ar spune. FCSB e pe ultima sută de metri în negocierile cu Chiricheș, se întoarce Chiricheș. Am văzut declarația lui Haralambus că i-a spus Chiricheș că vrea să revină. Se pare un transfer, ar fi transferul verii. Că el e sănătos și nu are probleme medicale în jucător. Poate fi unul cel mai valoros jucător, da, din campionatul nostru. Poate fi un transfer de titlu, nu? Un transfer de titlu, o echipă care, părerea mea, anul acesta... Va lua titlu? Acum, e greu să spui, dar este favorită la câștigarea titlului. Uh-huh. Ales că, vedem, sunt echipe, e foarte greu și pentru viitorul să aibă același ritm, aceeași concentrare, ținând cont că foarte mulți jucători au venit, vor fi jucători care vor fi vânduți, CFR la fel, jucători importanți au plecat. Rămâne și Craiova domnului Rotaru care... Stați să vedem și CFR-ul, pentru că se vorbește că vine Conoplianca la CFR. Și vedem cifrele lui Conoplianca, cine e acest jucător? Vedeta, fosta vedeta națională Ucrainei. El are acum 33 de ani, dar un jucător de super clasă a fost la viața lui. Și un astfel de transfer, mi se pare că și ăsta e un transfer de titlu la 33 de ani. Da, da. Dar de când ce formă rămâne veni, de văzut. Sigur, totuși un astfel de jucător atât de valoros. Da, dar are 33, n-are 38, știi? Unde a jucat, ce a câștigat să vină în campionatul nostru. De două ori Europa League, a jucat la Sevilla, așa, că sigur, da, știm, Shakhtar. Mă aminte de Papadopoulos, care a fost la Craiova și la ce nivel jucase. Dar dacă el, din punct de vedere fizic și venea după niște exemplu accidentări... Exemplu negativ, da, ai dreptate. Adică, chiar dacă are doar 33 de ani, da, are experiență, știm valoare, ce înseamnă. Sigur. Dar depinde fizic cum să, nu știm exact istoricul lui din ultimii ani, dacă a jucat. A jucat în ultimul sezon la Cracovia, văd. Și a jucat acolo, m-am uitat pe cifre, a și marcat goluri. Ah, interesant, dacă vine, ne bucurăm că crește nivelul. Și CFR l-a luat pe acest grec, Panagiotis Tacidis, care, mijlocaș de 32 de ani, are 156 de meciuri în Serie A. Știți ce înseamnă 156 de meciuri în Serie A? Nu trebuie să mai spui nimic, nu? Totul depinde acum, sigur... de cum vin ei, cu ce motivație și cum reușești, schimbând atât de mulți jucători, să faci echipa până la urmă. Da. Să faci o echipă, să faci un grup pentru același obiectiv. Adică, care sunt obiectivele? Bun, toți tragem la acest obiectiv. Jucăm pentru echipă. Mm-hmm. La fel și ei, noul antrenor, aceste plecări mai să vedem importante. Și echipele, da. La UTA CFR. Cum vi se pare? CFR italian, așa cu Mandolini. Da, mi se pare, sigur, e un antrenor foarte bine pregătit, clar, un antrenor cu multă personalitate, cred că... Și a adus jucători de prin Italia pe care îi cunoaște. Jucători pe care îi cunoaște, stilul probabil pe care el vrea să-l impună. Da, joacă cu trei fundași centrali. Joacă cu trei fundași centrali, un
5-3-2, doi atacanți centrali. Da. Ba, nici Birligea acolo nu e un vâr de careu, dar no, probabil că în momentul de față, acum, în funcție și de ce jucător nu mai poți aduce, poți să schimbi sistemul pe parcurs. Asta mă gândeam, că dacă vine Konoplyanka, el e un jucător, jucător de bandă. De bandă, care și bă, aici bine, nu poate 3, să 4, joace. 3 poate să transforme. Ah, 3-4-3. Da, da. Oarecum. Poate să-l coboare poate pe Birligea în lateral și să vină sus. Adică se pot... găsi soluțiile. Da, da, da. Să așa la cum arată acum CFR, e o echipă care se bate la titlu? Sau mai are nevoie? Așa luați individual, da, e ok. Sunt jucători chiar importanți. Și echipa acum de azi? Rămâne de văzut ca... Repet, e foarte important, sigur, jucătorii, că nu poți fără jucători, oricâtă meserie ai ști, orice antrenor ai fi, dacă nu ai jucătorii, foarte greu să obții rezultate. Dar, până la urmă, sigur, trebuie să faci și acel grup important, acei jucători în care să simtă, să joace împreună, să joace unul pentru celălalt, să joace pentru echipă, până la urmă. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Și ai nevoie de timp, ca antrenor ai nevoie de timp. Să vedem dacă da, dacă îl va primi. Mai ales că vin și meciurile europene. Nu cred că vor fi probleme și vor fi presiuni din partea conducerii dacă anul acesta nu vor câștiga campionatul. Deci a fost adus tocmai ca să construiască, să reconstruiască. Să reconstruiască. Plus cred că un prim obiectiv va fi accederea în Conference League. Da, acolo. Adică poate nu atât de mult campionatul, cât să... Un adversar foarte greu acolo. Adana Demirspor săptămâna viitoare. Hai să mergem la meci. Mulțumesc tare mult, domnilor. UTA cu CFR se joacă pe un stadion plin, ne bucură, s-au întors spectatorii la stadioane pentru că s-au întors echipele de tradiție în Superliga României și sigur, meciurile sunt mult mai interesante. După ne vedem aici.